Este ora 17. România așteaptă vizita primei doamne a Statelor Unite. Doamna Jill Biden urmează să viziteze în seara asta baza militară de la Cogălnicianu și să nu fiți surprinși dacă veți vedea imagini cu prima doamnă mâncând în popota soldaților americani de la Cogălnicianu alături de soldați, așa cum l-ați văzut și pe soțul ei, președintele Statelor Unite, Joe Biden, care împărțea aceeași pizza cu soldații americani. Jill Biden, în vârstă de 70 de ani, o primă doamnă foarte activă și foarte prezentă, vrea să serbeze ziua mamelor, Mother's Day, o sărbătoare foarte populară în Statele Unite, alături de femeile refugiate din Ucraina. Pe agenda sa este prevăzută și o întâlnire la București cu doamna Iohannis, prima doamnă a României. Un eveniment pe care îl acoperim, îl dezbatem alături de mine Sabin Orcan, director Newsweek. Bună ziua, Sabin Orcan, mulțumesc mult! Bună ziua! Este neobișnuită această... Cred că ni s-a alăturat și sociologul Vladimir Ionaș. Bună ziua, Vladimir Ionaș, mulțumesc mult pentru prezență! Vom reveni la această legătură. Este un eveniment insolit. Poate că noi aici în România nu mai suntem obișnuiți cu atâta implicare din partea unei prime doamne. Iată, Jill Biden nu a vrut să rateze această sărbătoare cu o semnificație pentru Statele Unite, Mother's Day, spunând că locul cel mai potrivit pentru ea, pentru această sărbătoare, este alături de femeile refugiate din Ucraina, Sabin Orcan. Da, după cum știm, prima doamnă în America are totuși atribuții semi-oficiale, nu e doar un titlu ăsta, și de fiecare dată în istoria recentă prima doamnă și-a ales o temă, o tematică, un mesaj. Jill Biden și-a ales acest mesaj de a încuraja familiile militarilor, care și ele duc greu, ca să zicem așa, militarilor americani din plecați în România sau în alte teatre de operațiuni. În acest moment este război la granița României, deci să zicem că România ar fi avampostul trupelor americane, nu? Cel mai înaintat avampost al trupelor americane aproape de acest conflict, de acest război declanșat de Rusia în Ucraina, și cred că mesajul e simbolic până la urmă, dar înseamnă ceva, înseamnă că nu avem mai mesaje de sancțiuni internaționale, trimitere de arme, avem și un mesaj pozitiv, încurajarea militarilor și a familiilor lor, care și ele trebuie să sufere pentru ca acești militari să își ducă misiunea la bun sfârșit. Misiunea lor fiind aceea, în primul rând, de a asigura securitatea României, pentru care trebuie să le mulțumim, să fim foarte cinstiți. Dacă România n-ar fi în NATO, n-ar fi fost în NATO, România oricând s-ar putea confrunta cu ceea ce se confruntă astăzi Ucraina, sau cu amenințările pe care le vedem astăzi la adresa Moldovei. Să sperăm cu toții că nu se va întâmpla asta cu frații noștri de peste Prut. Militarii americani ne apără și pe noi, asta vreau să spun. Nu apără doar NATO și America, ne apără pe noi, pentru că ei sunt aici ca să ne apere în primul rând pe noi. Foarte, foarte importantă această subliniere pe care ați făcut-o. Chiar în acest moment Jill Biden a ajuns la baza militară de la Cogălnicianu. Este un prilej în care România trebuie să dovedească faptul că securitatea, siguranța pe care trebuie să o asigure primei doamne va fi la cotele cele mai înalte, Sabin Orcan. Da, eu sper că totul se va desfășura fără niciun fel de incident. Măsurile de securitate sunt normale. Familia președintelui american este păzită non-stop oriunde ar merge în lume, cu atât mai mult când Jill Biden până la urmă reprezintă, chiar dacă într-o calitate semi-oficială, reprezintă familia prezidențială americană, cel mai important aliat al nostru, și e normal să îi asigurăm securitatea. Dar nu cred că se va întâmpla nimic rău. Sper că nu se va întâmpla nimic rău. Jill Biden e obișnuită cu paza Secret Service, cu vizitele externe în care este păzită și de serviciile de securitate din țara gazdă. Dar până la urmă, repet, este o vizită simbolică, nu este o vizită oficială, nu se transmit mesaje oficiale aliatului român, ci, dacă vreți, mesaje de încurajare pentru militarii americani, care sunt puntea de legătură, militarii români și militarii americani care sunt înfrățiți, au fost în date de operațiuni împreună și care apără împreună avampostul
frontul estic cel mai avansat al NATO, cel mai aproape de Ucraina și de ce se întâmplă în Ucraina, mai ales în zona asta de sud. Pentru că se pare că aici vor continua operațiunile invadatorilor ruși în zona de sud și să sperăm că nu vor ajunge la Republica Moldova, pentru că atunci, cel puțin emoțional, noi vom fi mult mai afectați decât suntem acum. Până la urmă, frații noștri de peste Prut, de care am fost despărțiți de o istorie nedreaptă. Nu noi am vrut asta, cred că nici ei n-au vrut asta. Sunt într-o situație similară cu a Ucrainei, numai că sunt un stat mult mai mic, un stat de 4 milioane față de un stat de 40 de milioane, un stat cu armată aproape inexistentă, Moldova, o armată foarte mică, și un stat care a mai trecut printr-un conflict militar, un stat care nu e foarte puternic, nu știu dacă se poate apăra singur, și care are pe teritoriul său un conflict înghețat de mai bine de 20 de ani, similar, dacă vreți, nu regiunii Donbass, pentru că Transnistria asta este, Transnistria pentru Moldova e ce e Donbassul pentru Ucraina. Și să sperăm că nu se va întâmpla asta, nu vor ajunge rușii până aici. Deocamdată cred că ăsta e primul prilej cu care moldovenii și românii se bucură că Moldova e înconjurată de Ucraina, pentru că nu pot ajunge așa de ușor rușii acolo. Sunt 1000 și ceva de militari ruși în Transnistria, ei nu reprezintă o forță de temut pentru Moldova, doar dacă se ajunge la alte operațiuni și dacă invazia rusească coboară mult mai mult spre gurile Dunării. Atunci, da, reprezintă un pericol și România este într-o situație ingrată, pentru că suntem membri NATO. Moldova e neutră, dar știm ce pățesc țările neutre din partea dictaturii lui Putin în ultima vreme. Noi nu avem aneteme, dar avem aneteme pentru frații noștri moldoveni. Prin urmare, cred că va fi o situație unică dacă se va ajunge acolo. Deocamdată sunt doar scenarii, nu există semne concrete că ar putea ataca Rusia Moldova în viitorul imediat. Trebuie să vorbim despre situația Moldovei. Presa occidentală și îndreaptă atenția în mod special. Un articol apărut în Le Monde astăzi vorbește despre angoasa în creștere de la Chișinău. Aș vrea să mai rămânem însă la aceste imagini și la momentul în care prima doamna Statelor Unite aterizează pe teritoriul României și să facem... Pot să fac observație, Laura Chirea, sigur, dacă îmi dai voie. Sigur. Mi-aș dori foarte mult și nu o luați ca pe o critică. Eu respect doamnele în general, primele doamne cu atât mai mult. Am avut prime doamne extrem de discrete din 90 și până astăzi. Nu vreau în România? Nume. În România. În România. Am avut prime doamne extrem de discrete, aproape inexistente pe scena publică. Ce face prima doamnă din America, nu doar Jill Biden, dar toate primele doamne, este un sacrificiu personal. Atunci când ești soția președintelui, când ești prima doamnă, îți asumi și tu parte din responsabilitățile prezidențiale a liderului de stat. Și mi-aș dori totuși ca prima doamnă din România, indiferent cine ar fi ea sau va fi ea, mi-aș dori să preia acest model american, care înseamnă un model de responsabilitate pentru cuplul prezidențial. Asta, aș zice, conferă și mai multă greutate cuvântului președintelui și soției lui, celei care îi stă alături la bine și la rău. Deci aș spune că e un model de urmat și în România, chiar dacă noi am avut cel puțin în vreo două, trei dăți modele diferite, în care primele doamne nu erau extrem de prezente. Cred că cea mai prezentă doamnă a fost Carmen Iohannis, dar asta nu înseamnă că n-ar putea să ia din modelul lui Jill Biden și va avea această întâlnire cu Jill Biden, în care să-și aleagă niște proiecte pe care să le reprezinte în numele președintelui, chiar dacă sunt niște proiecte nu neapărat strategice, militare, de politică națională, ci pur și simplu niște modele, să spunem, de încurajare, modele de mesaje sociale, nu? Pentru că acesta e un mesaj social de a încuraja familiile militarilor americani, nu un mesaj strategic. Cred că ar fi un exemplu interesant de urmat și pentru România. Acum, vorbind în termeni umani, Jill Biden are 70 de ani. Presupun că nu este comod niciunei femei de 70 de ani să facă drumuri atât de lungi, să parcurgă trasee transatlantice, să se implice atât de activ în cauze în care crede. Dar uitați-vă puțin la Jill Biden. Este o fostă profesoară.
Are o expresie... Ca și Carmen Iohannis. Ca și Carmen Iohannis, da. Aici trebuie să recunoaștem această faptul că ambele au aceeași meserie. Totuși o mare diferență, nu mă pot abține, Sabine Orcan, o mare diferență față de Melania Trump. Da, acum eu sunt totuși, respect funcția președintelui american, chiar dacă noi putem comenta despre, nu știu, trăzneile făcute de Donald Trump, aș zice că totuși Melania Trump a fost cu 10 clase deasupra lui Donald Trump. Ne amintim de momente sensibile pentru american, dar și pentru lumea întreagă, în care Melania Trump a fost mult mai diplomată, mult mai elegantă, mult mai decentă în exprimare decât Donald Trump, și a zice că asta i-a conferit lui Donald Trump un plus de credibilitate acolo unde el gafa, mai repara ceva imaginea Melaniei Trump. Dar sigur că diferențe sunt de la persoane la persoane, dar și Melania Trump, ca și Jill Biden, ca și Michelle Obama, au făcut acest lucru pentru că este o cutumă. Au preluat cel puțin niște mesaje sociale pe care în timpul mandatului soțului lor le-au dus mai departe și le-au transmis mai departe și au transmis societății un mesaj. Mi-aș dori ca și în România să se preia acest model, pentru ca prima doamnă să nu fie doar o expresie pe care o folosim noi la televizor, ci să însemne și ceva, un mesaj semnificativ transmis societății. Eu cred că ar putea face asta și Carmen Iohannis sau viitoarea primă doamnă a României. Adică prima doamnă ce înseamnă? Înseamnă nu doar un titlu, ci înseamnă ceva. Înseamnă că preiei din responsabilitățile soțului, nu, partenerului, și încerci să faci ceva pentru societate. Cred că ăsta e modelul pe care trebuie să-l admirăm, indiferent de cine a ocupat, să spunem, această poziție. Bun, există comentarii potrivit cărora prima doamnă a României, doamna Iohannis, nu s-a întâlnit până acum, cel puțin, cu femei refugiate din Ucraina. Nu știu, chiar nu știu acest lucru. Acum, nu tot ce fac, să spunem, poate s-a întâlnit și nu a vrut să transmită public acest mesaj, poate este mai timidă, mai rezervată. Eu o văd pe Carmen Iohannis, o persoană mai rezervată, căreia nu-i place să-și exhibe în public, eu știu, lucrurile pe care le face. Eu cunosc oameni care fac, să spunem, acte de caritate de milioane de euro, nu de sume mici, și care nu apar niciodată să se laude cu aceste lucruri, la fel cum cunosc oameni care fac acte de caritate și cheamă televiziunile sau tabloidele să-i filmeze când fac asta. Există abordări diferite. Nu știu asta. Nu știu dacă s-a întâlnit Carmen Iohannis. Eu sunt convins că și Carmen Iohannis și toate femeile și mulți români care sunt impresionați de drama ucrainenilor și au ajutat cât au putut, inclusiv personal, nu doar cu vorba și cu fapta. Eu însumi am donat unor ONG-uri, am cumpărat niște saltele la inițiativa unui prieten, fost coleg de redacție, am cumpărat niște saltele pentru că o mare problemă în Ucraina, de pildă, cei care n-ajung să fie refugiați și dorm prin gările din diverse localități, pentru că nu mai au locuință, fiindcă au fost bombardate de ruși, nu au pe ce dormi. Și am cumpărat, mă rog, au plecat tiruri de saltele, am cumpărat și eu vreo două. Ce vreau să spun e că nu toți oamenii se laudă cu lucrurile astea. Unii oameni fac lucruri în tăcere. Nu știu dacă Carmen Iohannis a făcut asta sau nu vrea să facă public. Dar cred că asta e o ocazie importantă pentru Carmen Iohannis, vizibilă, întâlnirea cu Jill Biden, de care o leagă, iată, are aceeași profesie. Și poate că și Carmen Iohannis va transmite un mesaj similar cu Jill Biden în numele acestui titlu de primă doamnă, care nu trebuie să fie gol de conținut, trebuie să conțină ceva. O declarație interesantă făcută de ministrul român al apărării, Sabin Orcan, domnul Vasile Dâncu, spune că primește mesaje în fiecare zi din partea mesaje în care este rugat să nu apere Ucraina. Cum ar trebui să luăm această declarație? Dom'le, eu o să spun ceva, sper să nu supăr pe nimeni. Domnul Dâncu vorbește prea mult. Domnul Dâncu vorbește ca și când ar fi sociologul, analistul
Nu? Pentru că el, deși a fost membru de partid multă vreme, e membru de partid de multă vreme, a fost așa considerat un fel de ideolog care vorbește numai din când în când, așa ca oracolul din Cluj. Vorbește prea mult pentru un ministru al apărării. A mai făcut niște declarații hazardate, își dădea cu părerea ca sociolog, el e ministru al apărării. Ministrul apărării în perioada asta prin care trecem cel puțin în România ar trebui să fie foarte rezervat în declarațiile pe care le face, să refere strict la situații care au legătură cu ministerul său. N-are nicio relevanță pentru mine câți români l-au oprit pe stradă sau prin Cluj, în centru, unde am fost recent, să-l tragă de mânecă și să-i spună părerea lor. Poate l-au oprit niște simpatizanți AUR care cred în naivitatea lor că a fi neutru îți aduce un plus. Am văzut că tancurile lui Putin nu țin cont de neutralitate, fiindcă Ucraina, să ține minte, când au intrat tancurile și au început să lovească rachetele, era o țară absolut neutră. Deci ideea asta, iar vedem ce pățesc Suedia și Finlanda, nu? Suedia, țară tradițional neutră, care e amenințată cu arma nucleară de la Moscova. Deci ideea asta cu ministrul al apărării trebuie să pronunțe pe orice ca oracolul din Cluj-Napoca, a trebuit să, mă rog, să învețe ceva, domnul Dâncu, să pronunțe strict pe lucrurile care au legătură cu misia lui oficială. Aș zice să nu mai editorializeze această funcție de ministru al apărării, pentru că cred că ridică dintr-o sprânceană și omologii săi din NATO. Nu știu, că e o declarație făcută astăzi, în ziua în care vine prima doamnă a Statelor Unite. Poate că și asta ar fi meritat pus în context. Sabin Orcan, o anchetă publicată de ziarul Libertate astăzi se vorbește despre un truc prin care o firmă ucrainiană le promite rușilor cetățenia română pentru 5.300 de euro, așa se scrie în acest articol, trebuie să învețe doar 20 de cuvinte. De fapt, despre ce e vorba? Există o realitate, realitatea este aceea că sunt deopotrivă ruși și ucrainieni care aspiră să obțină o cetățenie din Uniunea Europeană. Pentru asta... Au și obținut-o deja, adică să nu ne mințim, există, s-au mai publicat în presă, colegii noștri de peste Prut au publicat și diverse anchete, există apartamente în Chișinău care au 1500 de buletine. Și dacă vă uitați cine sunt băieții din buletinele alea, au numărul sești, sunt din Transnistria. Știți că băieții din Transnistria, deși ei nu vor administrația de la Chișinău, neagă, nu pretind că sunt un stat, ei, pentru a ieși în Uniunea Europeană, au nevoie de un pașaport recunoscut internațional. Exact, da, nu există pașaport în Transnistria. Și atunci, inclusiv rușii din Transnistria, unii poate chiar militari ruși, își au pașapoarte de la Chișinău și dau niște bani pe acolo, corupția și acolo e în floare. Mă rog, a fost cel puțin înainte de mandatul Maiei Sandu, să sperăm că lupta anticorupție declanșată de actualul președinte al Republicii Moldova va da rezultate. Certe că și acolo s-au vândut pașapoarte pe tot felul de sume. Și de asemenea avem în România diversi oameni care au obținut cetățenia românească pretinzând că sunt urmașii unor basarabeni, dar am văzut că s-a întâmplat asta cu oameni cu dublă cetățenie. Celebru flugar Vlad Plahotniuc, oligarhul cu legături la Moscova și acuzat de furtul miliardului din banca moldovenească, avea două pașapoarte, unul pe două nume. Nu știu dacă știți, avea un pașaport moldovenesc pe numele Vlad Plahotniuc și mai avea un pașaport românesc pe numele Vlad Olinici. Au dezvăluit colegele mele de la Adevărul, pe vremea când aveam o redacție în Republica Moldova, acest lucru și pe numele al doilea și obținuse inclusiv domiciliu în Pipera, acte și așa mai departe. Deci mulți au traficat acest lucru. Faptul că cetățenii moldoveni obțineau ușor pașaport moldovenesc a fost bine pentru ei, dar pe lângă ei s-au strecurat și diversi, hai să zicem, rusofoni sau oameni, nu e cazul lui Plahotniuc, vorbesc în general, oameni din Transnistria și din alte locuri. Și cred, e foarte plauzibil acest scenariu să se întâmple acest lucru. Sper că autoritățile din România, mai ales acum, mai mult decât oricând, să fie cu ochii pe ce se întâmplă acolo, fiindcă am văzut de pildă știrea că Ministerul Afacerilor Externe rus a cerut tipărirea a 300.000 de pașapoarte, în condițiile în care tot mai rus n-are decât vreo 15.000 de angajați. Asta îți dă de gândit că se pregătește o invazie de spioni ruși trimiși așa în Occident frumos cu niște pașapoarte diplomatice. Deci cred că autoritățile române, nu sper, chiar cred că sunt cu ochii pe aceste dezvăluirea represei, pe aceste scenarii și cred că sper să oprească această
posibilitate să nu treacă cu pașaport românesc în Uniunea Europeană spionii ruși. Da, foarte interesante observațiile pe care le-ai făcut. Se vorbește în Libertatea despre o companie din domeniul analizelor genetice care și-a deschis o filială la București și ar fi obținut cetățenie europeană pentru angajații săi. Angajate care pozează de altfel cu pașaport românesc în mână, pentru că e o afacere care se desfășoară foarte mult online, iar instrumentul care atrage este un pașaport al unei țări din Uniunea Europeană. România e printre cele mai căutate. Această companie despre Breșa, care... Scuze-mă, Laura Chiriac, Breșa, în cazul României, este că noi acordăm foarte ușor pașaport românesc cetățenilor moldoveni și pe acolo se strecoară și niște rusofoni. Asta a fost Breșa. Probabil de aici și această încercare a acestei firme de a acorda. Dar eu cred că autoritățile române sunt la curent, știu ce se întâmplă, serviciile secrete, mă rog, autoritățile, Ministerul de Interne, cred că știu exact ce se întâmplă și sper că vor opri această posibilitate ca, să spunem, spion ruși să se strecoare sau poate chiar rude de oligarhi să se strecoare în Uniunea Europeană cu pașapoarte românești. Eu cred că se va întâmpla asta. Va fi oprită această tentativă pentru că deja suntem cu un război în coastă, adică nu e așa o situație obișnuită în care e vorba doar de corupție. Cred că autoritățile sunt cu ochii pe aceste probleme. Facem o foarte scurtă pauză. Vă reamintesc că chiar la această oră este așteptată prima doamnă a Statelor Unite, doamna Jill Biden. Vom discuta de asemenea despre felul în care presa occidentală începe să-și îndrepte atenția asupra Moldovei. Sunt ziare prestigioase din Franța, Le Monde, care vorbesc despre angoasa în creștere de la Chișinău și o numire foarte interesantă pe care a făcut-o președintele Joe Biden. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe este o doamnă, o doamnă căsătorită cu o doamnă, o prezentatoare de la CNN, o militantă LGBT. Joe Biden pariază pe această purtătoare de cuvânt, militante LGBT de culoare. Vorbim despre toate după o scurtă pauză. Presa internațională își concentrează atenția asupra situației din Republica Moldova. Le Monde scrie astăzi despre angoasa în creștere de la Chișinău. Ni s-a alăturat și sociologul Vladimir Ionaș. A rămas în legătură directă cu noi Sabin Orcan, director Newsweek. Vă mulțumesc amândurora. Vladimir Ionaș, faptul că presa internațională a început să se uite mai atent la ceea ce se întâmplă la Chișinău este un semn care ar trebui să ne atragă atenția? Bine că pare naturală dorința aceasta a Federației Ruse ca odată ce a reușit, da, pentru moment nu a reușit, evident, dar odată ce va reuși să aibă legătura terestră până în Republica Moldova să încerce să preia sau să, nu știu, impună o schimbare de regim inclusiv în Republica Moldova. Probabil de aici pleacă această temere pe care, până la urmă, este justificată pentru toată lumea legată de viitorul Republicii Moldova. În momentul de față, mie cel puțin mi se pare improbabil ca Federația Rusă să poată să demareze o astfel de acțiune, pentru că, în primul rând, este foarte greu să aibă, aproape imposibil să aibă un traseu terestru prin care să ajungă în Republica Moldova. De aici probabil intervine problema lor și problema în a-și atinge acest obiectiv, dacă există, pentru că momentan lucrăm pe scenarii, pe tot felul de scenarii, dar nu știm exact care este obiectivul, care este strategia Federației Ruse. Bine, având în vedere, Sabin Orcan, nivelul înalt de dezinformare, trebuie să recunoaștem, de ambele părți, atât noi aflați aici în zonă, cât și presa occidentală, ne confruntăm cu un mare nivel al dezinformării. Care ar trebui să fie semnele care să aprindă butonul roșu? Acum nu putem, e o iluzie să credem că putem opri șuvoiul dezinformării. Îl ascultam pe domnul Ionaș, suntem nedespărțiți în ultimele zile la televizor, pe peste tot. Îl ascultam și mă gândeam, sigur că n-au ajuns încă rușii aici, dar e un scenariu. Mă gândeam însă că eu mor când aud asta cu Republica Moldova, care e pe neutră. Dom'le, sigla Moldovei, sloganul Moldovei, acum e Moldova pentru pace. Păi nu spuneau putiniștii din România
că dacă suntem neutri nu ne mai atacă Putin și că facem pace cu Putin. Păi Moldova e neutră. Moldova pentru pace. Așa este sloganul. Uitați-vă pe contul Maia Sandu pe Facebook. Da? Deci Moldova nu vrea NATO, vrea neutralitate, vrea Uniunea Europeană, care este o uniune economică, nu una militară. Nu? Deci vrea Uniunea Europeană, nu vrea NATO și profesează această neutralitate în mod deschis de la președintele Republicii Moldova până jos în eșalonul Republicii Moldova. Nu există niciun mesaj în Republica Moldova că Moldova ar vrea NATO. Cu toate astea, da, neutră fiind, deja se avansează scenarii de atacare a Moldovei. Ce ne arată asta? Ne arată, cum ne arată și în cazul Suediei și Finlandei, cum ne arată în cazul Ucrainei, că nicio țară neutră nu e lăsată în pace de un dictator care a luat o razna. Mă scuzați, dar există dictatori care au pic de rațiune și au o anumită analiză a pașilor pe care trebuie să-i facă. Care este analiza făcută de la Kremlin? Care este endgame-ul lui Putin? Că eu nu văd niciun... Sunt analiști peste ocean la think tank-uri care se ocupă de 30, 40, 50 de ani de spațiu exotic, care nu știu ce să spună. Nimeni nu mai știe ce să spună, pentru că tot ceea ce a făcut Putin în ultimele 3 luni, chiar dacă ne așteptam la o reacție împotriva Ucrainei, depășește analizele tuturor. Nimeni nu se aștepta la toate lucrurile astea. Nimeni nu se aștepta ca televiziunea rusești să vorbească deschis, neprovocate, despre o lovitură nucleară împotriva Marii Britanii. Deci orice e posibil în această mare de scenarii, e posibil și acest scenariu. Dar pentru asta, așa cum bine spunea domnul Ioraș, trebuie mai întâi ca armata rusă să creeze acel culoar. Deocamdată nu l-are. Deocamdată ucrainenii, repet, suntem bucuroși pentru prima dată în istorie că ucrainenii înconjoară Republica Moldova, ucrainenii au, nu, până la gurile Dunării și rușii n-au ajuns încă acolo, mai au de trecut prin Odessa și prin alte locuri. Dar asta va însemna un măcel, un război de lungă durată și sigur că toată lumea își dorește pacea. Dar în ce condiții pacea? Pentru că dacă pacea asta e obținută în genunchi, în care gândiți-vă că ar fi situația, îi aud pe toți oamenii din România spunând, ăștia care sunt pacifiști, așa între ghilimele, care sunt conciliatoriști, îi aud spunând că domnule Zelenski ăsta ar trebui să renunțe și el la teritorii și să facă pace cu Putin. Păi eu vă întreb, dacă Doamne ferește mâine ar ocupa Putin jumătate din România, nu știu, ar ocupa Moldova, Moldova noastră, nu Moldova de peste Prut, ar ocupa Moldova noastră cu Iași, cu Bacău, cu Vaslui, ce o mai fi pe acolo. Spuneți-mi și mie un politician român care ar spune, domne, ca să facem pace cu Putin, îi cedăm jumătate de țară. Spuneți-mi unul care ar avea curajul să pronunțe acest lucru, să spună renunțăm la Moldova sau renunțăm la Ardeal sau renunțăm la țara românească. E o aberație. Cum să renunți la o treime din țară pentru că un dictator nebun a intrat cu tancurile? Evident că Zelenski nu poate să spună asta niciodată. Trebuie să mai facem o foarte scurtă pauză, dar o cifră înainte de pauză. 34 de miliarde de dolari. Atât a cheltuit Rusia pentru războiul din Ucraina. Cel mai mult au costat tehnica și echipamentele militare distruse de ucrainieni. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Schimbare de ștafetă la Casa Albă, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, noul purtător de cuvânt, numit în urmă cu puțină vreme, este un personaj foarte interesant. O cheamă Karine Jean-Pierre, este vorbitoare de limbă franceză, o doamnă fermecătoare, de culoare, după cum vedeți, căsătorită la rândul său cu o doamnă, care este prezentator la CNN, este o militantă pentru drepturile LGBT. O alegere foarte curajoasă, Vladimir Ionaș, cel puțin din punct de vedere sociologic, din partea președintelui Biden. Cred că ne vom auzi. Da, nu, acum ne auzi. Te rog. Este o alegere naturală pentru administrația Biden, pentru ce înseamnă Partidul Democrat astăzi și pentru acea parte a societății pe care o reprezintă în principal Partidul Democrat. Nu este o surpriză. Până la urmă, pentru Statele Unite chiar nu reprezintă o surpriză, o astfel de nominalizare. Ne aducem aminte că administrația Biden e prima administrație care a avut o persoană transgender în guvernul pe care președintele Biden îl conduce. Sabine Orcan. Da, nu, pe mine nu mă mai miră nimic. Nu am văzut un amiral cu gradul de amiral, nu transgender care este în guvern, de care amintea domnul Ionaș. Deci nu cred că trebuie să ne mire. Societatea americană are
propriile ei criterii de a aprecia și până la urmă pe mine mă interesează mai puțin, auzisem și în România diverse acuzații, pe mine mă interesează ca un funcționar public chiar și ales local sau să-și facă treaba. Pe mine mă interesează mai puțin viața lui privată, dacă are preferințe LGBT sau e cu familia tradițională. Am văzut mulți cu familia tradițională, niște ipocriți care aveau 7 amante. Mi-aș dori niște funcționari publici despre viața privată a cărora să nu știu absolut nimic și să-și facă treaba ca la carte, să facă ceva pentru țara lor. Nu știu cine e doamna, să sperăm că se va descurca în funcția de purtător de cuvânt, care e grea. Atenție, funcția asta e chiar serioasă în America, nu e ca la noi. Purtătorul de cuvânt nu e un om care citește de pe foaie, e asaltat de întrebări de presă, mai ales atunci când președintele nu e prezent și trebuie să răspundă la întrebări grele. Și mai ales în această perioadă. Vă mulțumesc amândurora foarte mult. Vă reamintesc că în această seară președinta, soția președintelui Statelor Unite a ajuns în România. Veți primi toate informațiile pe B1 TV. Să aveți o seară liniștită.